că Hasian soția o lua 36.000 de lei, frate. Ei, asta ne-ai spus odată și te-ai plâns la poliție, nu? Am fost la poliție, am scris poliție de pe poliția Călăraș. La Călăraș, la Raioan. Nu, aici la poliție am fost. A, la gala de 3 a unității. Aha, la Inspectoratul General de Poliție, așa? Acolo am scris poliție. Dar când ai fost și ai scris? Amu. Amu? Da. Dar de ce, la poliția Călăraș te-ai plâns și nu ți-au răspuns? Nu fac nimic, mă lumește. Cine te numește? Cuvinte urâte, poliția. Cine? Poliția? Călăraș. Mă amenință de ca să mă împuști, ca să mă... Dar știi vreun polițist, vreun nume de polițist care te-a amenințat sau te-a numit? Nu prea știu, nu știu familia lor. Dar acolo, lucrează la Inspectoratul de da, Poliție da, Călăraș, da? Da, lucrează la poliție și mă amenință ca să mă împuști, ca să mă ușidă. Oho. Ca să vii la să-i dispune ușa la ușa, vii la să-i dispune cazul la Călăraș. Și eu am venit aici, când depun o răpângere. Ca altfel n-am ce face, am sunat la năceanii miliție, nu răspunde. De Raioan? Am sunat de Raioan, am sunat la adjunct, nu răspunde. Adjunct cui? Șef. Adjunct poliției, inspectorului șef de poliție de Raioan. Am sunat, nu răspunde. Am sunat la alt adjunct, nu răspunde. Uh-huh. Și de-aia ai venit la Chișinău? Da, ai intrat și aici la minister și tu zici că du-te la gara, da? N-am intrat. Dar de unde știu că trebuie să duci la gara? Așa e de la guvern, mă frumos. A, la guvern. Da. Ai vrut și la guvern iară? Da, am fost. Dar răspuns de la guvern ai primit? Da. Și ce-o zis? Ai document? Uitat la poliție. Eu și fericit ești. Ți-a scris guvernul. O, și plic frumos și mare. Și ce-o zis? A scris poliția, a scris soplii. Ține plicul. A se rezolvă problema. În temeiul articolul 74 din codul administrativ, petiția dumneavoastră va fi examinată de către Inspectoratul General de Poliție și Ministerul Sănătății, și Ministerul, care vă vor informa despre rezultate. Deci trebuie să mai primești scrisoare. Da, dar vreau să scriu așa o plână, scriu, scriu. Și aici la Ministerul de Interne vrei să scrii? Vreau să scriu ceva. Ei pe mine mă fugăresc de la sădeată și eu așa când ne-a trăgea. De unde te fugăresc? Ei mă fugăresc din în sat, că nu dau pași când mă găsați. Polițiștii ăștia de la Raioan? Da, când îl găsim, îl înfucăm, îl înfugem ușcă. Dar cui îi spuneau asta? Nia. A pensam că nu îl găsim, te găsim, ziceau, nu? Da, că vă pune la asta, vă pune la primarul, că vă mine să dar înfucăm. Că nu e ca să-i facem ce ea, ca să... Și ți-a spus primarul asta? Da. Ți-a spus primarul că a vorbit cu poliția de la Raioan și ei au zis că suntem puște, da? Da. Noi putem să-l întrebăm pe primar dacă a fost așa ceva. Da, n-am numărul lui. Cum e? N-am numărul lui. Găsesc eu numărul lui, nu-i problemă, dar să nu zic că iară ca și asistent social de la Raioan, că spui minciuni. E minciuni. Nu e minciuni, da? E drept, e adevărat. Dar știi că poți să plângi și la procuratură dacă polițiștii te amenință? Aici m-am plâns. La asta generală sau acolo în Raioan? Acolo general nu fac nic acolo ei. La procuratura generală cum nu fac nic? Dar pe eu grama da bani. Bine? De la buget, da. Dar nu fac nic ei, nu fac nic. Ești comisar, nici naceană miliție, nici avocații. Eu de procurori, zic. Din procurori? Din procurori nu fac nimic, nu fac. Te-ai adresat vreodată la procurori? Da. Când? Unde? M-am desat în rolul aprilie. Dar ce în aprilie, dacă zici că banii ți-au luat în august, în iunie, nu? În iulie au luat. Dar ce te-ai plâns în aprilie? Și te-ai plâns? Am plâns că și ocazii mă fugăresc mine. Cine te fugăresc? Poliția Călăraș. Poliția de Călăraș te fugărește până la incidentul ăsta, da? Cu banii de la poștă, da, de la da. Dar bine și interes au, și nevoie au să te fugărească. În sat la mine niște oameni au scris niște plângeri. Aha. Au zis că au scris niște misiuni. Ce? La poliție, că am vrut să mă aduc să uși copiii și pune misiuni. Și au scris niște misiuni pe mine. Aha. Și misiunile astea s-au adăugat, s-au gătăcat până s-au făcut dosar penal. Pe numele tău? Da, și pentru misiunile astea, eu vreau să mă uit la pușcărie. Ei, dar pușcărie e una, dar suntem puște alta. Deci ei te ameniți cu pușcăria, ori cu pușcatul? Cu pușcatul și cu pușcăria și cu... Și ai fost la ei, te-au audiat, ai scris documente, ai avut avocat? Avut avocat cu asistent social. Și asistent social și avocat cu tine, da? Avocatul nu a făcut nimic.
Dar ce trebuie să fac? Să te apere, să te sfătuiască, ce să semnezi, ce să nu semnezi, ce să spui, ce să nu spui. Ai scris plângere pe ce? Am vrut să intri la minister să scrii plângere, da? Vă scriu plângere financiare de poliție. Bine. Am înțeles. Bine. Bine. Du-te. Du-te tu, eu nu intru. Dar pe eu și treaba. Pe mine nu m-a amenințat niciun polițist. Aștept aici, da.